binecuvântat numele lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii leneși, ci lui Dumnezeu îi plac oamenii harnici, vrenici, ca să meargă, să muncească, să câștige. Iisus, ce să câștigă? Este vorba, vorbesc aici, că la partea pământă să câștigi, mi-a spus că să munci. Ca așa a zis Dumnezeu, Adame, să-ți câștigi pâinea prin sudoarea feții tale. De aici vorbesc la partea spirituală. Ca să câștigăm, să muncim, ce să câștigăm? Suflet înaintea lui Dumnezeu. Să-ți facem suflet de la întuneric, să ducem la lumină. Dar pentru aceasta știți cum trebuie să fim? Lumina lumii și sarea pământului, care dă gust bun mâncării. Pentru că sarea bună dă gust bun la mâncare, iar sarea care nu mai, care își pierde gustul, este aruncată și călcată în picioare. Dumnezeu să ne păzească de aceasta. Și prin lumina noastră și prin cuvintele voastre spune să fie tresate cu sare oamenii să vină la mântuire. Și chiar celor ce au alunecat pe care, prin și de război, trebuie luat din nou cu blândețe. Trebuie să le vorbești din nou din cuvântul lui Dumnezeu, că s-ar putea ca Dumnezeu să mai aibă milă de ei. S-ar putea ca stăpânul să aibă milă de ei și să aibă parte de mântuire, fie binecuvântat Dumnezeu. Aceasta este menia noastră, ca noi, nu numai în biserică este de ajuns, ci și în afară să lucrăm. Acolo e terenul cel mai greu. Acolo să vorbesc celor care încă nu au auzit cuvântul lui Dumnezeu, să ne propovăduiește Evanghelia, ca prin cuvintele tale, dresate cu sare, prin lumina ta, oamenii să vină de la întuneric și lumina ta să străbată în tunelul. Și să vină la adevăr, la lumină, fie binecuvântat în numele lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o mărturisire și vreau să închei. Mai sunt frați. Odată era, aveam 14 zile de post și chiar voiam să stăruiesc după Duhul Sfânt. Și a 14-a zi de post m-am urcat într-un autobuz și în autobuzul acela pe timpul lui Ceaușescu era prin 86 sau 86, cred că 86 era, sau 87, nu mai rețin. Și cum am urcat pe autobuz, era lume multă, am călcat o persoană. Și persoana aceea m-a jurat și mi-a tras o palmă. Și n-am zis nimic, zic, n-am vrut, iar. Dar a venit cuvântul imediat. 14 zile de post, aveam ultima zi când am vrut să închei. Acolo vrăjmașul vrea să intre. Că vrăjmașul spune că vrea să trântească chiar pe cine? Pe aleșii lui Dumnezeu, fie binecuvântat numele Domnului. Și când mi-a dat o palmă, am zis, măi, omule, n-am vrut, iar. Dar el a început să mă jure și mai tare, să spună, țigan, ce ești, borât, și multe și multe. Dar am zis, Doamne, dă-mi răbdare, sărat. Că și pe Iisus se rogă. Pentru o palmă n-are nimic. Dar am ajuns la Nera, nu mai am acolo în centrul orașului, la Reșița, și n-am vrut să mai mă duc până la capătul unde trebuia să mă duc, ci am coborât jos la acolo în centru și când m-am dat jos, și omul acesta se dă jos după mine. Zic, Doamne, ai milă de mine, Doamne. Dă-mi putere, Doamne. Îndepărtează vrăjmașul de la mine, Doamne. Dar odată știți ce m-a zis? Asta este lauda lui Dumnezeu. Smerenia să fie a noastră la toți. Mai omul ia stai. Zic, am stat, zic, ce mai vrei cu mine? Zic, vreau să te întreb dacă ești pocăit sau nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că numele lui Iisus să fie scris pe fețele noastre, pe frunțele noastre, adică cum? Prin răbdare. Domnul Iisus a răbdat nu pe
la cei morți în locuința morților și a vestit cuvântul și acolo ca oricine crede în el să nu piară, să aibă viața veșnică, fie binecuvântat Dumnezeu. Zic, da, sunt. La care biserică ești tu? Să mă duc să spun acolo conducătorului tău că ți-am dat o palmă, că am înjurat și nu mai spus nimic. Aleluia! Mărire Domnului! Este spre zidirea bisericii asta, nu spre lauda mea, este spre lauda lui Dumnezeu și spre zidirea bisericii. Aleluia! Zic bine, sunt la biserica lângă pompie. Aia era mai cunoscută și acolo i-am zis, eu făceam parte din altă biserică, dar mergeam și în mare. Și zic, dacă, și cum te cheamă? Emil. Zic, fratele, dacă spui Emil, mă cunoaște conducătorul de acolo, pastorul. Și au trecut, fraților, 10 ani de zile, dacă nu mai bine, și mi-a dat răspuns, Domnul. M-am dus acasă, din Germania, și acolo când am ieșit de la biserică în culte, am simțit că m-a bătut o mână pe unul. Aleluia! Am zis, mi-a zis, mă mai cunoști, frate? Dumnezeu te cunoaște, frate, eu nu te mai cunosc.